Hydra descanția este o plantă originară din America Centrală. În popor este cunoscută și sub denumirea de planta telegraf sau bârfa babelor. Este o plantă perenă care asigură decorul tot timpul anului. Decorează mai ales prin frunze. Frunzele sunt colorate, altele au chiar desene pe frunze și este o plantă curgătoare, în categoria plantelor tropicale, deci nu rezistă peste iarna afară. Sunt mai multe specii de Tradescantia și o să vi le prezint așa pe fiecare în parte. Tradescantia sau Cercreasea purpurea, culoarea frunzei dă denumirea plantei. Aici Tradescantia silamontana, pubescența aceasta pe frunză, Tradescantia zebrina, de altfel cea mai apreciată dintre specii. Frunza este roșie pe dos și pe față are aceste două dungi argintii, care la fel se colorează dacă dispune de lumină suficientă. Nu să o ardă soarele vara, dar îi trebuie multă lumină ca să-și păstreze desenul pe frunze. Reo spatacea are frunza aceasta lungă, cărnoasă, în formă de spată și floricelele sunt foarte delicate, albe și foarte decorative. Crește mai mult sub formă de tufă. Și pe dosul frunzei este roșie. Tradescantia multiflora, frunzele micuțe, la fel în spatele frunzelor violaceu, în grupuri. Arată foarte frumos, se umple de lăstari și de floricele micuțe și este foarte floriferă. Din acest motiv îi se spune și multiflora. Ori punem mai mulți lăstari în ghiveci, ori ghivecele le apropiem și obținem această masă. În ghivece suspendate arată foarte bine, mai ales când înflorește. Parcă ar fi ninsă. Seamănă cu floarea miresei. Floricica. Tradescantia fluminensis variegata, frunza verde, bordura aceasta albă, pe unele frunze mai lată, pe altele mai subțire și la fel cu intensitatea culorii în funcție de lumină. Tradescantia calisia, ea este mai compactă și lăstarii cresc mai drept, mai puțin curgătoare, deși ei când sunt foarte lungi se peltează și ei. Desenul este foarte frumos, frunzele sunt micuțe, mai micuțe decât la celelalte specii și foarte compacte. La fel trebuie mult mai multă lumină ca să își păstreze desenul variegat. Pe dosul frunzei violacee și pe fața frunzei dungile aceste albe. Contrastează foarte frumos cu violaceul de pe dosul frunzei. Floricelele sunt micuțe albe, grupate în inflorescențe. În cazul în care o ținem la semi-umbră sau chiar umbră, frunza rămâne verde. Vedeți, pe dosul frunzei nu mai apare culoarea violacee, este verde. Din primăvară până toamna o putem ține și în grădină la semi-umbră, deci să nu ardă soarele, iar de toamna până primăvara, în spații care se ofere între 12 și 16 grade Celsius, apă când se usucă bine pământul, nu foarte multă, dar nici să crape pământul de uscat și apa să nu stagneze în farfurie și primăvara o putem regenera. O tundem scurt și obținem alte plante. Se înmulțește foarte ușor, chiar și direct în ghiveci, puși lăstari în substrat de pământ, în lădițe sau în pahare cu apă. Paharele să fie transparente ca să pătrundă lumina la nivelul butașului. Toate frunzele sunt netede? Nu. Unele au o pubescență fină, altele mai abundentă, cum este, de exemplu, Tradescantia silamontana. Are pubescența aceasta deasă, chiar are aspect de lână. Și este foarte decorativă, argintie. Acum planta aceasta este tânără, dar planta mai matură parcă este ninsă. Înfloresc cam toată perioada anului, dacă dispune de condiții prielnice. Floricelele sunt micuțe, steluțe, albe, roz, nu sunt parfumate, sunt și ele decorative, sunt chiar drăguțe așa, mici și delicate. Și putem să o ajutăm cu îngrășământ. În perioada de vegetație, de 2-3 ori o putem fertiliza, o dată pe lună. Are nevoie de un pământ care să dreneze ușor apa, de să nu rețină apa la nivelul rădăcinii, pământ de grădină și turbă brună.
apa se pune în ghiveci pe pământ, nu pe frunze, deși vara, dacă o ținem la semi-umbră, o putem pulveriza din când în când cu apă pe frunze. De obicei, stresul hidric, insuficiența apei, provoacă arsuri pe frunze, pete, și atunci ne dăm seama că nu-i place cum o udăm. Deci nici excesul de apă nu este indicat, dar nici pământul foarte uscat. Trebuie să găsim un echilibru, cel mai bine punem mâna pe pământ și așa ne dăm seama dacă este ud sau prea uscat. Vara poate un pic reavân, iarna, în schimb, dacă și temperatura din cameră este mai scăzută și pământul ține mai mult uscat. Aerul rece și apa în exces favorizează putrezirea rădăcinilor și bazei lăstarilor. Se înmulțește foarte ușor prin butași de vârfuri de lăstar sau de fragmente de lăstari. Ea se modelează după condițiile pe care le are. Dacă pământul este prea bogat în elemente nutritive și este plin soare, atunci își pierde desenul de pe frunze. Lăstarii se degarnisesc de frunze și din acest motiv, an de an, este bine ca planta să fie întinerită, adică se prelevează butași de lăstari și îi punem într-un ghiveci mai mulți lăstari și atunci planta crește sub formă de tufă. Pe măsură ce îmbătrânește, ea se degarnisește de frunze și capătă un aspect mai puțin decorativ. Transplantarea se face de obicei atunci când o și scurtăm, când o tundem, atunci o putem și transplanta. Păstrăm rădăcina și pe lângă rădăcină cu câțiva lăstari putem înfige și lăstarii tineri, cei obținuți pentru înmulțire. Dăunătorii comuni pe care îi întâlnim și la celelalte plante nu este greu de combătut. Apar păduchii lunoși, păduchele țestoși și păianjenul. Aceștia sunt cei mai întâlniți și dintre boli la nivelul rădăcinii, boli cauzate de excesul de umezeală.